Emoții mari pentru absolvenții Intac Media Academy. Ieri au susținut examenul final chiar aici, în platoul Observator. După 3 luni de cursuri intensive, tinerii au trecut prin proba de foc. Au avut de prezentat un jurnal de știri, dar și o rubrică meteo. Și au fost susținuți tot timpul chiar de colega mea, Andreea Berecleanu. Bună ziua și bun găsit la Observatorul Orei 16. De îndată ce au auzit genericul, emoțiile i-au năpădit pe cursanți și au amintit repede ce au învățat la cursuri, iar emoțiile s-au dovedit a fi constructive. Andreea Berecleanu a stat printre cursanți, i-a sfătuit și s-a bucurat alături de ei. Mă bucur, îmi aduce aminte de mine, îi încurajez, îi îndrăgesc, vorbesc cu ei, îmi sunt foarte dragi și îi sprijin. Vorbesc nu numai de ei care sunt învățăcei și chiar de cei din redacție, pentru că de la IMA avem foarte mulți reporteri în redacție care sunt deja bătrâni în meserie. Din păcate s-a terminat cam repede. Aveam alte așteptări, adică mă așteptam să dureze mai mult, dar ajuns acolo în fața camerei, timpul a zburat efectiv. Am avut super mari emoții și s-a simțit. Nu mă așteptam să se simtă atât de mult, dar acum mă simt ușurată că am trecut peste această probă. S-au înscris la Intact Media Academy pentru o carieră în televiziune și sunt pe cale de a o avea. Wow, au fost luni încărcate de multă informație bună. Am avut profesori extraordinari de la care am învățat foarte multe despre asta. De fapt, asta e și baza, să învățăm din experiența celorlalți. De mult îmi doresc să fac acest curs. Întotdeauna am privit lumea asta, televiziunii, ca fiind ceva frumos, ca fiind ceva inedit. Chiar a fost mai bine decât mă așteptam. Pe 18 iunie, o nouă serie de cursanți intră în lumea televiziunii. Cei interesați se pot înscrie până atunci pe www.intactmediaacademy.ro.